Salutare, prieteni! E ultima zi din octombrie și musai să zic câte ceva despre vremea asta extrem de ciudată din 31 octombrie cu 24 de grade, soare și o temperatură foarte frumoasă. Astăzi am avut invitație de la un prieten din comuna noastră care m-a invitat să trec din nou prin gospodăria lui să-i filmez câteva animale pe care unele sunt de vânzare, altele nu. Însă vă invit să vedeți acest video și să admirați animalele pe care domnul Ion, pe care l-ați mai văzut pe acest canal acum 3 ani de zile, și am văzut niște cai foarte frumoși și el între timp și-o schimba cai, atunci îl avea pe mânzul Ludovic Orban, îl numea dânsul, și apa o schimbat-o de atunci. Și uitați-vă la video ăsta că veți vedea niște animale frumoase care fac ce fac ele la casa omului, aduc bucurie și aduc satisfacție. Așa, iubită, așa neagră, prietina mea. Dacă aveți interes, poate o să și cumpărați de la el. Vă las numărul de telefon în descriere, în partea de jos. Și, așa ca o idee, dânsul are de vânzare o mânză, o vițelușă, niște capre și, eventual, dacă îl sunați, poate vinde și un cățel sau ce mai are el prin curte, pentru că are și dumnealui o vârstă și catătomul toamna ar mai împuțina din animale. Așa că uitați-vă la acest video, pentru că vă arăt niște cadre frumoase cu niște animale la păscut, niște animale frumoase care conviețuiesc toate împreună în gospodăria domnului Ion. Vă doresc vizionare plăcută! Hai! Cățelul ăsta cui? A meu. Hai în cățel. Bă, caută de capre, vezi că nu, el nu mă... Stă după capre, ce? A. Ciobănaș. Hai. Hai, hai. Ia, țapă ăla, boiarea, ăla am de făcut, vezi? Aha. Asta nu-l dau, bă, că l-am adus de la... Păi, care ar fi de vânzare? Că zici că vrei să vinzi din ele două, știi? Da, du-te, eu nu se încoace. Sapul cel alb? Nu, ia la. Care? Ce ala care e alin? Vezi? Nu dau să e o capră, ia, e o capră și un sap. Ia, ala, ia, vezi? Ăla primul? Da. Ăla vrei să-l vinzi? Da. Aia e iadă. Deci sapul cel mare și gras. Așa. Hai, 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 hai. Ia că vă arată cățelul drumul. Da, da, da. Nu se lasă de el. L-am văzut că l-ai văzut ce mică vă. Nu mai țin minte. L-am pus la capră, fuge la capră. Asta din caprele mie tale? Nu, că știi că am zis că l-am adus la șadul mare, de la un pas. Aaa. Tri. Tri o fost, ăsta a fost cel mai mic. Și am o sulgă. Văd că ai ajutoare tinere. Da, stau cu mâna în jeb. Da, văd că stau cu mâna în jeb. Da. Ați valcile metale? Da. Mânză sau mânză? Mânză. Mânză. Faină, faină. Cred că e apa iarăși ăsta, că vezi ce rotul de la burtă. A văzut-o Daniel. Dar și apa sau numai mânza? Numai mânza. Deci, s-o place apa, așa e? Na bine. Câți ani are apa? 6 ani, avem mai. Au, ce fain.
bine de băiat. Toată ceața la de cap. Și mânza de vânzare, zici? Da. Doamne ajută să găsești cumpărător la ea, că e mândră. Ce-a dat domn? N-a dat-o, dar ea pe aia la fata, păi găscu. Nu sâmbătă le dau celelalte trece. Apre rămâi cu mele, le fac tratamente. Și am un pot țapul mai nou. Îi fac. Am să văd ce... Uite, adună-le, că le te trecem dincolo. Eu nu. Sala, băi, n-aia! Ce v-ar mă frumosule? Pe ce săptămâni ai zis care? 7. 7 săptămâni. Vițel, ce ai? Vița. Vița? Vița. Au! Ce faine! E la vacă bună. Nu, no, uite tu ce faine. Hai bă, Iuri, hai, du-te bă, du-te bă, bă, du-te de-așa, a pleacă la urmă, hai. Unde merg acolo? Ieși de acolo, du-te, hai. Pleacă. Ia cum îți pui drodul nas, ia, vezi, ia. Ia, am îți pui drodul nas, ia. Mă duce de-a tine. Pui drodul nas la tine. Mi-e drag că îi liniștești, știi? Ei, ei. Da, pe oară. Potolit, tare.
Du-te că-ți pui ea. Nu e mă murdăresc. Ce gustare de rost. E rost, 10 luni. Vreau să fie sănătos. Mulțumesc. Și aibă și scrofe, și dacă te tâi gen, nu? Să fie scrofele la el. Gajicile. Ai metale, poate mai... De pe vecini. Ai mai scapă câte una. Și dacă ați ajuns la finalul acestui video, vă rog să îmi scrieți în comentarii ce părere aveți de animalele domnului Ion, care sunt animalele voastre preferate. Mie mi-a plăcut în mod special vițica și mai ales mânza, evident. Domnul Ion a zis că eu dă mie mânza să-i dau pe măriuca la schimb. Nu știu dacă o vorbit în glumă sau în serios. Însă nu mă pot despărți de măriuca pentru că, deși mi-ar plăcea foarte mult să am din nou cal, încă nu-i momentul, e un pic cam de vreme pentru a începe din nou să mă apuc de cai, dar poate, așa cum zic întotdeauna, poate într-un viitor mai îndepărtat un pic, să am din nou cai și în special mi-aș dori o mânză ca cea a domnului Ion. Deci dacă vreți să cumpărați vreuna din animalele sau poate chiar toate animalele pe care domnul Ion le are de vânzare, dați un telefon, aveți numărul lui în descrierea acestui video, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!